A băut la barul din localitate, a mers acasă, s-a certat cu soția, a lovit-o și apoi i-a dat foc. S-a întâmplat în urmă cu un an în comuna Dobroteasa. Agresorul, un bărbat de 43 de ani din localitate, a ajuns atunci după gratii, iar soția sa la spital în stare gravă. Zilele trecute, magistrații Tribunalului Olt l-au condamnat pe bărbat la 10 ani de închisoare cu executare. În baza articolului 32, aliniat 1 din codul penal, condamnă pe inculpatul Țuluc Florin, în prezent arestat preventiv în penitenciarul Craiova, la pedeapsa principală de 10 ani închisoare în regim de detenție și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor. Apare în soluția Tribunalului Olt. Victima a fost internată la Spitalul Județean de Urgență Slatina și a necesitat pentru vindecare 40-45 de zile de îngrijiri medicale. Potrivit anchetatorilor, motivul pentru care bărbatul ar fi recurs la gestul extrem este gelozia. Decizia magistraților olteni nu este definitivă. Ea a fost deja contestată de agresor, care vrea o pedeapsă mai blândă. Apelul urmează să fie judecat de o instanță superioară care va da soluția finală.